E și fric și în casă și nu mă descurc chiar să-l iau în fiecare zi pe împuși. Aveți 4 copii, din care 2 sunt cu Pampers, doamnă. Cum vă descurcați să cumpărați greu. Pampers? Nu-s bani, e greu. Nu bani, e greu, foarte greu în Bujna. Și să facem. Cam câți Pampers folosiți pe zi la 2 copii? Maxim 6, mai mult. Deci în jur de 6 Pampers. Da. Aveați acum bani în casă, ce să cumpărați Pampers? Nimic, nu, dar alocați, atâta eu. Mai aveam 3 Pampers într-o zi și mă uitam că nu mai am să termin. M-am rugat azi, Doamne, tu mi-ai purtat de grijă foarte și de-acum mai departe. Sunt foarte scumpi Pampersile aici la noi și le cumpărăm o dată pe lună când am alocat sau ajutor. Discutam cu doamna Liliana, ea are 3 copii, cumpără Pampers-ul cu 1,50 lei bucata, nu are bani să cumpere câte un bax deodată. Pentru ei e o cheltuială foarte mare, să dea 1,50 lei, aproape cât costă o pâine, să dea pe un Pampers, e o cheltuială foarte mare. Cum îi să ai 2 copii la Pampers? Foarte greu. Cam câți Pampers mai aveți? 3. Lenuța, câți copii ai? Am 2 copii. Și aveai Pampers în casă? Am mai avut tot de la dumneavoastră. Acum ai primit încă 4 bucks-uri în numele Domnului? Da. Cum ți-e așa când intră bine cuvântarea asta în casă cu Pampers? Îmi pare bine că nu mai avem Pampers. Stau copiii uși, îi râși.